Domnule primar, oare nu vă doare sufletul de tot ce avem noi aici în Brăila și nu s-a putut fructifica din cauza proastei dumneavoastră administrații? Pentru că dacă dumneavoastră inițiați proiecte, oamenii ăștia aveau locuri de muncă. Erau din turism, se crea locuri de muncă, atrăgeam turiști, atrăgeam fonduri europene, investitori. Domnule primar, despre ce vorbim aici? Vreau ca primăria și Consiliul Local să cumpere toate clădirile istorice care sunt în stare de degradare și să le reabilităm pe bani guvernamentali și europeni și apoi să le închiriem companiilor private sau să dezvoltăm în ele acțiuni legate de artă și de cultură, să atragem oameni, să atragem fonduri. Cel mai bun exemplu este Palatul Lira. Dacă o asociație privată a reușit pe fonduri proprii și din donațiile brăilenilor să reabiliteze fără ajutorul primăriei și a Consiliului Județean, să reabiliteze Palatul Lira. Vă dați seama ce putem să facem noi? Să arătăm Brăilei că putem să facem reabilitare integrală. Și să noi, în Consiliul Local, ajutorul primăriei, să putem să venim cu un aport. Mai ales că au fost fonduri europene pentru acest lucru, pe mai multe axe de finanțare. Și puteți vedea acest aspect unde au fost și primar gospodar, domnule primar, și implicați Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Oradea. Despre ce vorbim aici? Păi oamenii ăștia au făcut din orașele astea marile, cum sunt capitala Poloniei, Varșovie. Ați fost în Sibiu, ați fost în Alba Iulia, ați văzut cum arată? Despre ce vorbim aici, domnule primar? Ați adus Brăila în sapă de lemn, brăilenii. I-ați adus în sapă de lemn. N-ați făcut nimic pentru Brăila. Stați acolo și luați ciolanul din 10 iunie, vă încar primăria de ciolani să roadeți 4 ani de zile la el. Vreau să începem demersurile să preluăm la primăria Brăila vaporul lui Ceaușescu. Vaporul Mureș, care este emblema de pe malul brăilean al Dunării și zace nefolosit de ani de zile în proprietatea armatei române. Vreau să găsim o soluție prin acest vapor istoric să devină un punct de atracție în Brăila, atât pentru brăileni, dar și pentru turiștii români și străini. Va fi centrul planului de dezvoltare turistică a Brăilei. Noi venim, noi, Partidul Umanist Social Liberal, venim la Consiliul Local să facem treabă. Nu să ne gândim cum să mai plantăm niște panseluțe și să ne punem oameni să ne strângă lovelile după unde ne luăm comisioane. Noi venim la primăria Brăila, Consiliul Local, echipa Partidului Umanist Social Liberal, Iuseil Laura Mirela, vine la primărie să facă treabă. Să facă treabă și să rezolvăm, să încercăm să rezolvăm cât mai mult din problemele brăilenilor și să facem din Brăila perla României, că avem cu ce. Brăileni, fac din nou apel la dumneavoastră, 9 iunie, ieșim la vot, aveți Consiliul Local Iuseil Laura Mirela, Partidul Umanist Social Liberal, voi fi vocea dumneavoastră în Consiliul Local. Și v-am spus și rândul trecut și vă spun și vă repet, vom face împreună din imposibil posibil. Eu doar cu ajutorul dumneavoastră pot fi vocea dumneavoastră acolo și să încerc să-mi pun în aplicare toate proiectele pe care le am în Brăila, pentru brăileni, să încerc să aduc investitori străini și eu vă promit că 4 ani de zile nu va mișca nimic fără dumneavoastră
și fără să facem ceva pentru Brăila. Împreună vom face din imposibil posibil.